Care sunt problemele producătorilor români de vinuri? Sigur că cele mai mari probleme vin din problemele legate de vânzări și de încasări. Sectorul suferă foarte mult pentru că mare proporție, peste 50%, avea adresabilitate în mod special pentru zona Horeca, zona Horeca fiind închisă în acest moment, practic, chiar dacă mai există mici sufle așa pe ce înseamnă zona de Horeca strictă, produsele livrate la domiciliu, e clar că vinul nu intră în grupa asta și aici suntem aproape de zero. Deci eu personal, chiar și în luna aprilie, din dorința de a ușura sarcina distribuitorilor, chiar am preluat cantități, am returnat cantități care m-au adus practic la minus 106%. Asta mi-aduce aminte de perioada dinainte de 90 cu astfel de indicatori.